Angajații Ministerului de Interne vor munci mai mult de sărbători pentru ca noi să fim în siguranță. În cadrul campaniei Evită să fii parte a statisticii Sărbătorește în siguranță, polițiștii, salvatorii și carabinierii au împărțit pliante în centrul orașului Bălți. Oamenii sunt recunoscători pentru efortul pe care îl fac angajații MAI, dar spun că și în zilele obișnuite e nevoie de implicarea activă a lor. Poliția oricând trebuie să fie alături de noi și să avem cu ei nijălui, cu ne spune durerile într-un fel, că asta e datoria lor. Dar depinde de noi, trebuie să fim noi la locul nostru. Deci chiar e foarte bine. Bravo că faci lucrurile astea, bravo că o fac, le doresc succes. Dumneavoastră, ce sfaturi bune ați primit astăzi? Chiar bune. Și cum să ne comportăm, și să citim, și să învățăm, și să respectăm. Să nu uităm să respectăm, asta e cel mai principal. Тут как бы полиция на высоком уровне поставлена работа, это все мне понравилось. А то, что вот предостережение детям, я обязательно внучке расскажу, что как себя вести в праздники, как не надо открывать дверь, как не садиться пьяным за руль. În perioada sărbătorilor de iarnă, numărul infracțiunilor crește, de aceea oamenii legii au venit cu mai multe recomandări și îndemne. Astăzi, în comun cu subziunile MAI din municipiul Bălți, vom organiza măsuri de profilaxie pentru prevenirea cazurilor de incendii, situații excepționale și alte situații de urgență. Va fi informată populația pentru respectarea normelor și regulilor de apărare împotriva incendiilor pe perioada sărbătorilor de iarnă. În urma unei analize a fost constatat că predomină pe segmentul infracțional infracțiunile patrimoniale. În categoria infracțiunilor patrimoniale mare, cu mare preponderență sunt furturile. Dacă ne referim la furturi, sunt furturile din apartamente, furturile din casele la sol, furturile din scările blocurilor locative, furturile din mijloacele de transport și o altă infracțiune care este destul de răspândită la ziua de astăzi sunt sustragerile de pe card. Tradițional, în ajunul sărbătorilor de iarnă, inclusiv în noaptea de Revelion, carabinieri vor fi implicați în activități de asigurare, menținere, de prevenire și de scurjare comportamentului infracțional. Totodată rugăm să nu se dea provocărilor, să nu intre în conflict cu persoane în stare de debilitate, persoane agresive, să adopte un comportament corect. Deci în perioada rece a anului, participanții la trafic sunt cel mai tare expuși riscul de a fi implicați în accidente rutiere. Inspectoratul Național de Securitate Publică vine cu unele recomandări și anume de a nu traversa strada nereglementar, de a nu urca în stare de ebrietate la volan și de a verifica starea tehnică a vehiculului înainte de porni la drum. Campania cu genericul Evită să fii parte a statisticii Sărbătorește în siguranță a fost lansată de angajații MAI pe 28 decembrie și se va încheia în noaptea de Revelion.